Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. În acest video, oameni buni, mai am și eu încă o curiozitate să aflu exact câte kilograme are tăurașul pe care l-ați văzut prin videoclipurile mele, tăurașul negru. Asta pentru mine în primul rând și în al doilea rând pentru voi, cei care vreți să achiziționați un animal, să vă faceți așa o idee. Și într-o altă ordine de idei, pentru cei care prin secțiunea comentarii ați spus că tăurașul ar avea undeva la vreo 250 de kg. Eu, prin videoclipurile mele pe care vi le-am arătat, am spus că undeva 450-500 de kg, asta rămâne de văzut. Oricum, eu zic că peste 450 de kg garantat. M-am mobilizat, aici am cușca unde a fost cântărit cel mai mare porc din România, Jardel. Găsiți videoclipul pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. Am cântarul aici, monitorul o să vi-l arăt imediat. O să pun cușca pe cântar, după care o să vin cu taurul și o să bag în cușcă și vom vedea realitatea. Așa cum am spus, avem cușca aici. Aici avem platanul cântarului. Iar aici monitorul nostru, care arată 0-0. Imediat o să pun băieții să pună cușca pe cântar. O să apăsăm tasta tară, da? Să revină la 0. Și o să băgăm vițelul în cușcă. Băieții au sosit aici. Punem cușca pe cântar. Are undeva la 160 de kg, din câte știu eu. Imediat o să mergem să vedem cât are exact. Așa cum am bănuit, 162,5. Acum apăsăm tasta tară, da? Cântarul a revenit la 0. Să aducem vițelul. Oameni buni, am băgat taurul în cușcă, l-am pus pe cântar, ochiul meu de vulcur nu prea mă înșeală, la orice chestie din asta e cu bătaie, plus minus. În cazul nostru de față avem diferență de 10 kg, haideți să nu mai lungim. Să vedem cu toții realitatea, imediat o să vă arăt monitorul cântarului, o să vă filmez pe dedesubt să vedeți că nu are nicio greutate, absolut nimic, cântărirea este cât se poate de corectă. Deci pe dedesubt nu e nimic în cușcă decât tăurașul nostru. Era acum momentul adevărului, da? Am filmat și după cușcă pe aici. Momentul adevărului, 438 de kilograme. Deci Jardel a fost mai greu ca tăurașul nostru. Bineînțeles, știți foarte bine, cei care cunoașteți, că carnea de porc este foarte grea, de cal și de vită este mult mai ușoară. Abia mă văd, oameni buni, după el de aici. Acestea fiind spuse, oameni buni, nu-mi rămâne decât să vă salut. Toate cele bune, iar dacă v-a plăcut,
și acest video. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Haideți să fim un număr cât mai mare pe această platformă, pe acest canal de YouTube. Ca și greutate la carcasă, dacă îl voi sacrifica, va rămâne undeva la 220 de kilograme. Acum depinde. Am avut cazuri în care a rămas jumătate, dar de obicei rămâne 60-65% carcasă. Deci undeva la 220 de kg pe acolo, pe undeva. Numai bine, oameni buni, eu vă salut, v-am pupat pe toți. Numai bine, Doamne ajută. Și țineți aproape.